Specialiștii ne avertizează că expunerea excesivă la soare produce în timp modificări de textură a pielii, așa că ori de câte ori ne expunem la soare, trebuie să aplicăm un strat de cremă protectoare. În primul rând, trebuie să ne protejăm de soare. Soarele este foarte bun pentru piele, dar în doze mici, la anumite ore. Nu expunerea bruscă la soare în concediu. Că stăm toată ziua la calculator, la job, plecăm vara în excursie, la mare și atunci ne dezbrăcăm și stăm cu nemiluita afară la soare, poate și fără fotoprotecție solară și atunci inevitabil apar arsurile solare care nu sunt sănătoase. Cremele de protecție solară cu factor ridicat sunt recomandate inclusiv în cazul bebelușilor și copiilor, aceștia având pielea mult mai sensibilă decât a unui adult. Cremele trebuie aplicate regulat, mai ales dacă ai îmbrăcat o haină, te-ai șters cu prosopul sau ai intrat în apă. Pielea trebuie și pregătită pentru un concediu lung în care vom sta mult la soare. Ce ar trebui să facem? Unul, să folosim creme cu fotoprotecție înaltă, cel puțin SPF 50+, da? Cu ăla ar trebui să începem. După aceea, dacă deja suntem puțin bronzați, putem aplica și cu un SPF mai mic. Dar depinde și de fototipul fiecărui om în parte, fiindcă sunt oameni cu un fototip mai scăzut, da? Fitzpatrick am împărțit în 6, fototipul 0 ar fi albinoșii, care niciodată nu se bronzează. Iar dacă suferim de o arsură, putem găsi remedii la farmacii. Acum se găsesc și creme speciale post-arsură solară, cu acid hialuronic, cu tot felul de substanțe care calmează pielea. Totodată, pe timpul verii, apa din organism este eliminată destul de repede prin transpirație, de aceea este nevoie de o hidratare corespunzătoare, astfel evitând și efectele deshidratării. Specialiștii recomandă consumul a cel puțin 2 litri de apă zilnic.